I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true. But the world is pretty cold, you might need a sweater too. I'ma put a ride on ya, kid from California, trying to make it in life. In school they never taught ya. Dreams... Salutare dragilor și bine v-am găsit la un nou vlog. De data asta vă prezint mașina mea personală, și anume un Serie 3 din 2003, modelul facelift. E modelul 320 diesel, motor de 2000, 150 de cai. Nu e modificată, doar puțin așa, doar la suspensie. Grilele acestea negre le-am montat. La interior avem un nou sistem audio, un AudioVox, un DVD care se rabatează. Și cam astea ar fi modificările în mare parte așa. La exterior, ca dotări, avem un Angel Eyes care l-am montat ulterior eu. Primul mi s-a stricat. Avem jantele astea minunate pe 17. Astea sunt jantele de M5. După cum vedeți, mașina e foarte joasă. Îmi intră degetele. Că am mai ridicat-o, bineînțeles. Pe spate însă e ridicată la maxim, dacă vă vine să credeți. Și de-abia îmi intră degetele. Doar degetele, atât. Senzor pe spate, aici, 4 bucăți. După cum vedeți, avem trapă, senzor de ploaie, alarmă, proiectoare, xenon, dar fără lupă, tot eu l-am montat acesta. Și cam asta ar fi la exterior, nu e nimic special. La interior avem un sistem audio modificat, un aftermarket, nu este originalul. Alte dotări ar fi perdeluță electrică pe spate, geamuri electrice față-spate, încălzire în scaune, comenzi pe volan, pilot automat, scaune care se reglează manual, nu sunt electrice, dar e mult mai ok pentru mine. Mult mai rapid de dat în față, în spate și tot așa. Nu are piele, nu mi-am dorit chestia asta la mașina asta, pentru că vara te încingi, deci practic te încingi leșe. De la interior mai avem pe spate avem două prize pentru încărcarea telefonului sau pentru brichetă, aer condiționat, automat și cam atât cu dotările. Your sweat.
Ce mai omis să vă zic, retrovizoarele sunt electrice și încălzite. În rest, după cum bine știți, cam asta e modelul. On your sweaters, there's no telling when this weather is gonna get better. Cause I remember the moments when I was taught as a joke. Now they're giving me handshakes saying it was a joke. But I ain't joking around, I'm trying to give you all hope. But you can do it if you want it, man, you drive your own road. Yeah, a notebook full of raps by the end of every class. That's my formula for life, not the formula to laugh like. Majoritatea dintre voi m-ați întrebat de ce am ales modelul ăsta de mașină. Păi, în primul rând, că mi-a plăcut. De mic copil mi-a plăcut modelele astea. E46, modelul facelift. Nu cel normal, cu semnalizările până aici, drepte. Ăsta a fost singurul seria 3 care mi-a plăcut și care mi l-am permis. Ar mai fi cel modelul ăsta nou, F30, dacă nu mă înșel. Dar ăla e altă poveste. În al doilea rând, mi-a plăcut că e o mașină sport cu tracțiune spate sau propulsat, nu știu. Majoritatea se bat între cuvintele astea, propulsie, tracțiune. E o mașină foarte puternică, rapidă și îmi place că e pe gustul meu. Adică mă caracterizează într-un fel. Eu sunt mai sportiv, mașina la fel, Bauhaus mai agil, mașina la fel. În oraș nimic nu stă în cale, pot să mă infiltrez de colo-colo, dintr-o parte în alta, să ajung cât mai repede, să plec de la semafor mai rapid. Cel mai important, mi-a trebuit o mașină puternică, nu foarte puternică, ci puternică pentru a mă ajuta în depășit. Iar asta a fost perfectă. Ca spațiu interior e ok, relativ ok. Nu mă încurc cât spațiu are, are destul de suficient spațiu pentru mine. Ceea ce m-a deranjat, suspensia sport, care am pus-o, asta a fost. Dar mă și ajută în curbe, când plec cu viteză și când merg cu viteză în curbe. Nu fuge de spate, nu alunecă, iar mașina pe timp de iarnă se comportă exemplar, bineînțeles, dacă ai și cauciucuri adecvate, deci nu la jumătate, nu vechi, trebuie să ai cauciucuri cu un an, doi vechi de anul precedent, adică acum e 2017, cel puțin să, cel mult an vechime să fie 2015, dar să fie noi. Cauciucurile să ai de crampoane ca lumea, altfel mașina nu vă fuge, vă garantez eu. Am accelerat-o și cu DSC-ul decuplat, merge mașina. Bineînțeles, dacă știi să și o controlezi. De ce am ales mașina asta, încă un motiv? Alt motiv. Deci v-am zis că e rapidă, că mă ajută în depășiri, mi-a plăcut de mic. Mașina asta, modelul ăsta, mașina e fiabilă, din cauza asta mai mi-a plăcut, e fiabilă, bineînțeles că are și problemele ei la articulații pe față, pentru că motorul e destul de greu și gropile sunt așa cum sunt la noi, însă cam ăsta ar fi singurele chestii care ar pica cel mai rapid. Și cel mai important, ca sfat, care aveți în modelul ăsta de mașină, vă pică turbina dacă plecați în forță când motorul e rece. Deci, nu plecați în forță, nu
turați când motorul este rece. Când ajunge la parametri, puteți să-i dați liniștiți, turbina va rezista. Cam asta e mașina. It's been colder than ever, nothing like I remember.